trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it. Bună, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Sper că o să aveți și aveți de pe acum un weekend minunat. Și acum, haideți să vedem despre ce povestim astăzi. Deja ați văzut în titlu și v-ați dat seama. Astăzi o să vorbim despre trenduri, health trends, adică trenduri de sănătate, să zicem, care se fac remarcate anul acesta. Nu să vorbim despre lucruri legate de ce înseamnă partea medicală, pentru că și acolo sunt alte trenduri, ci vorbim despre tot ce înseamnă sănătate la modul general și ne interesează pe noi. Am pregătit 10 trenduri și dacă vă place acest clip și vreți să vedeți mai multe asemenea, v-am pregătit multe surprize, să știți, deja mi-am făcut planul pentru o serie de materiale, vă invit să îmi dați subscribe și un like acestui video pentru că mă ajută tare, tare mult să pot să ajung și eu la 1000 de urmăritori, cam acesta ar fi targetul meu și mi-aș dori tare, tare mult să ajung acolo. Bun. Așa că să începem, pentru că abia aștept să vă povestesc tot ce am aflat. Să începem cu primul trend. Se numește Plant Curious, adică nici nu știu cum aș putea să traduc curiozitate legată de plante. Habar n-am. Plant Curious se numește. Și la ce se referă? Este o alternativă la ce înseamnă stilul de viață, mă rog, alimentația vegană. Alimentația pe bază de plante și anume se referă la faptul că din ce în ce mai mulți oameni încearcă să aibă cât mai multe mese care să nu conțină carne și să conțină cât mai multe legume. Lucrul acesta se poate observa și din toate produsele vegane care au tot apărut în ultima vreme. Dacă vă uitați inclusiv în fast food-uri, vedeți din ce în ce mai mulți burgeri plant-based, tot felul de produse care practic sunt pe bază de plante. Și treaba asta nu vine întâmplător, ci pentru că practic comunitatea vegană ar aduce un venit foarte mare, ci faptul că mainstream-ul este din ce în ce mai interesat de aceste produse și practic ei vor fi principalii consumatori ai produselor vegane, pe bază de plante, practic, nu știu dacă neapărat vegane. Și atunci, practic, oamenii încearcă să renunțe din ce în ce mai mult la mesele acestea pe bază de plante din diverse motive, cum e și în cazul meu, din motive etice sau din motive, depinde, de sănătate, comunitate. Sunt multe motive pentru care oamenii aleg să renunțe la carne și eu zic că acesta este un lucru bun, este trendul general și îmi dau seama că peste câțiva ani va fi o normalitate și mesele pe bază de carne vor fi din ce în ce mai rare, având în vedere că până la urmă carnea este un aliment care poate duce la cancer și știu că e de grad 1 ca risc, deja de prin 2015 declarată treaba asta, așa că da, e important să încercăm să renunțăm cât mai mult la carne. Deci, primul trend acesta ar fi Plant Curious. Să trecem la următorul. Cel de-al doilea trend se numește Sober Curious, adică practic a renunțat la alcool, pe scurt, și are în centru mocktails, cocktailurile fără alcool. Practic se referă la acele cocktailuri care reproduc cumva rețeta originală ale celor cu alcool, dar scot din ecuație, evident, alcoolul. Treaba asta e un lucru foarte bun. Bineînțeles, pot fi diverse motive, printre care și faptul că acele băuturi poate au mai puțin zahăr, au mai puține calorii, sau ajută foarte mult în cazul persoanelor care au o dependență în cazul acesta. Și tot așa, oricum, e foarte bine că există acest trend. Mă bucur foarte mult să aud treaba asta. Eu, oricum, nu sunt un fan al produselor pe bază de alcool. Consum rar și foarte puțin. Și să vă dau exemplu de mocktails. De exemplu, mie îmi place foarte mult piña colada și există piña colada mocktail, care e aceeași rețetă, dar care scoate romul din ecuație. Ar mai fi, știți, de Moscow Mule și ar fi Mango Mule, care practic dintr-un amestec de mango și de fructe creează cam același gust, doar că elimină vodka din ecuație. Și știu că e Bloody Mary, care tot așa are o variantă de mocktail.
care scoate din discuție la fel alcoolul, nu știu exact pe bază de ce alcool e, oricum același principiu. Sunt multe variante de mocktail și dacă vă uitați în meniuri de la restaurante o să vedeți foarte multe variante. Ați văzut secțiunea aceea de cocktailuri și cocktailuri fără alcool. Ei, acolo ar fi, să zicem, zona de mocktails și puteți să vă uitați o variantă ca să înlocuiți alcoolul și să vă simțiți bine în contexte sociale mai departe. Să trecem la al treilea trend. Al treilea trend este legat de ceva ce vreau să încerc și eu neapărat. Chiar o să vedeți, o să vă povestesc că deja am început să mă gândesc. Se numește The 30 Plants Challenge, provocarea celor 30 de plante, să zicem. Și când am aflat treaba asta, m-am apucat să număr câte legume, fructe am mâncat o săptămână aceasta și numărasem cam vreo 2 zile și mâncasem deja 16 și m-am bucurat foarte mult. La ce se referă ea, ca să explic mai clar, se referă la a consuma cel puțin 30 de tipuri de legume și fructe, leguminoase, adică mazăre, linte, fasole, nuci, semințe, toate lucrurile acestea sănătoase să fie cel puțin 30 într-o săptămână, pe timp de 7 zile. De ce este benefic acest lucru? Studiile arată că ne ajută să ne mulțim practic bacteriile bune din stomac. Cred că probioticele, sper să nu greșesc, nu sunt medic, dar studiile asta spun că ne îmbunătățește foarte mult digestia, că ne ajută foarte mult în această direcție și ne ajută foarte mult cu partea reproductivă și diminuează apariția infecțiilor. Eu chiar o să încerc și o să facem un video pe tema asta să vedem ce se întâmplă, deși cred că la mine e posibil să fie tot pe acolo, adică să consum deja câteva alimente, dar practic ce o să facem este să fie exclusiv o alimentație clean, cu foarte multe legume, le numărăm împreună și vedem ce iese. Ce ziceți? Spuneți-mi în comentarii dacă v-ar interesa un astfel de video. Bun, să trecem la al patrulea trend. Cel de-al patrulea trend se referă la fitness, nu, la recuperarea după sport, nu la fitness. Dacă în anii trecuți am pus foarte mult accent pe tot ce înseamnă mișcare, stat în natură, în continuare este și acesta un trend ieșitul în natură, anul acesta avem foarte mult în focus zona de recuperare și evitarea supraantrenamentului. Pentru că, deși tindem să nu ne gândim la acest lucru, pauza, recuperarea este la fel de importantă ca sesiunea de antrenament. Și de ce? Pentru că în timpul antrenamentului se produc niște rupturi microscopice la nivelul țesutului muscular, cred că deja știți asta, și în timpul pauzei, practic, îi permiți corpului să se recupereze, ceea ce presupune că țesutul muscular se vindecă și crește. Și, practic, îi permiți acea creștere. Dacă nu faci aceasta, vei avea dureri și nu vei permite această recuperare, ceea ce te va duce la epuizare și, într-un final, obligat, forțat, tot te vei odihni. Mai departe, ce știm este că în timpul sesiunilor de sport, practic, corpul descompune glicogenul. Este cel care ne ajută să avem energie pe parcursul sesiunii de sport. Și de aceea este foarte important să luăm această pauză de recuperare pentru a-i permite corpului să refacă rezervele de glicogen pentru a avea la următorul antrenament energia necesară să putem face toate acele repetări. Cred că vi s-a întâmplat și vouă să mergeți la sală și să nu mai puteți să ridicați, nu știu, mie mi se întâmpla cu brațele, să nu mai pot să ridic la fel de bine acele aparate, pentru că, uite de ce, nu îmi refăcusem energia cu ajutorul căreia să pot reface exercițiile. De aceea e important să luăm o pauză. Bineînțeles, sunt multe aspecte. De exemplu, în timpul antrenamentului cresc hormoni precum cortizolul și adrenalina, care ne ajută foarte mult să putem să fim activi, să avem energie, dar dacă, de exemplu, ne supraalimentăm și nu luăm pauze, acești hormoni cresc atât de mult încât poate vi s-a întâmplat în perioadele în care făceați sport, nu ați putut să vă odihniți, ați fost mai agitați, nu ați fost la fel de liniștiți. Lucrurile astea nu doar că vă strică ziua și somnul, ci vă obosesc și vă scad per total performanța în sala de sport sau unde anume faceți voi exerciții. Și atunci
Pauza ne ajută să ne creștem masa musculară, ne ajută să ne recuperăm și să avem energia necesară pentru a performa la fel de bine la următorul antrenament. De aceea, dacă vă gândeați că pauza este o pierdere de timp și ajungea să vă supra-antrenați, nu, iată că pauza e foarte importantă pentru a ne antrena și mai bine. Și poate vă întrebați, eu m-am întrebat, ok, pauză, cât de des trebuie să iau pauza aceasta? De exemplu, în cazul cardio, ce fac eu cel mai des, ar trebui pentru cineva care are antrenamente, să zicem, nu știu, de 50 de minute, ceva mai intense, să ia o pauză undeva la 3-5 zile. Dar dacă aveți antrenamente, cum am eu în perioada aceasta, legere, mișcare de 10 minute de cardio, cu plimbare, nu este necesar pentru că nu este atât de intensă încât să aveți nevoie de recuperare. La fel și în cazul alergatului. Dacă alergați destul de mult în fiecare zi, este important să aveți o pauză la 3 zile. În cazul celor care se ocupă de fac fitness, fac exerciții pentru masa musculară în sală, lucrurile stau diferit, adică știți deja. Pentru că într-o zi antrenați o anumită grupă musculară, în altă zi antrenați altă grupă musculară și tot așa. Și lucrul acesta vă permite practic să aveți o pauză până când ajungeți să faceți din nou, nu știu, brațe. Deja au trecut 2-3 zile și v-a permis să luați o pauză și să se producă acea vindecare a țesutului muscular afectat, practic rupt. Bineînțeles, și în cazul slăbitului, dacă vreți să slăbiți, pauza este foarte importantă, tocmai pentru că vă permite acea creștere musculară care vă ajută la finalul zilei să vă creșteți metabolismul și să aveți arderile mai bune și așa că să consumați și mai multe calorii, să ardeți din depozitele de grăsime din corp. Cam asta ar fi. Esența e că mă bucur foarte mult că se pune accent și pe acest lucru. Să trecem la trendul cu numărul 5, am ajuns deja la jumătate. Și am ajuns la jumătatea drumului și anume la trendul cu numărul 5, care este Cooking for Wellness, gătitul pentru o stare de bine, cred că aș putea să-l traduc. Și la ce se referă? Sunt toate aceste microtrenduri, să zicem, și anume baking, practic a face prăjituri, să zicem, bread making, să coacem pâine, să facem pâine și acest slow cooking. Toate sunt trenduri care vorbesc despre pacea și liniștea pe care ți-o aduce acel gătit, practic faptul că tai, că stai, că pregătești toată rețeta, că pui la copt, că toate lucrurile acestea te ajută să rămâi în moment și să fii atent la ceea ce faci, să fii atent la cum tai, la cum împachetezi, la cum frămânți, la cum amesteci mâncarea în timp ce fierbe. Toate lucrurile acestea te ajută să te liniștești și să ai un moment doar cu tine în care să te concentrezi pe prezent. Eu m-am gândit așa că ar fi ca un fel de meditație activă, așa mi se pare, pentru că dacă nu te angrenezi neapărat într-o conversație sau chiar dacă te angrenezi într-o conversație, dar dacă te concentrezi foarte mult pe ce faci, cel puțin în cazul meu așa se întâmplă când fac salate, te ajută foarte, foarte mult să ai o pauză cu tine în care să-ți golești mintea de toată agitația zilei și să poți să te relaxezi acolo 15-30 de minute. Deci, Cooking for Wellness. Data viitoare când gătești, poate te detașezi de tot ce se întâmplă în jur, îți eliberezi mintea și te concentrezi acolo pe ce faci, o să vezi că sunt foarte multe beneficii. Să trecem la următorul trend. Poate te-ai întrebat, ca mine, de ce ai perioade în care nu poți să faci nimic. De exemplu, mi se întâmplă de mai multe ori pe lună, cred că cam 2 săptămâni așa, în care efectiv am o zi sau chiar 2 în care nu pot să fac nimic. Efectiv, nu pentru că sunt leneșă, ci pentru că am o stare foarte ciudată și simt nevoia să stau efectiv să mă odihnesc și nu știu, să mă uit la lucruri care îmi plac, să fac lucruri de genul acesta. Și am înțeles de ce și vreau să vă povestesc și vouă. Și întâmplător este și unul dintre trendurile anului acestuia, se discută foarte mult despre asta, se numește cycle syncing, adică sincronizarea ciclului, fazele ciclului, se referă la menstruație și la cum ne afectează ea pe parcursul întregii luni, cum ne afectează mai ales productivitatea. Cea care a vorbit despre cele 4 faze ale ciclului menstrual este Louise Westra.
Și o să vi le descriu așa pe scurt, ca să înțelegeți voi ce se întâmplă cu noi pe parcursul lunii. Pe mine m-a ajutat mult mai mult să-mi accept stările și să înțeleg exact ce se întâmplă la nivel hormonal și de ce mă simt așa și că și nu pentru că e, nu știu, că sunt eu leneșă, că n-am eu chef, că există alte motive emoționale. Nu, de fapt, uneori e pur și simplu vorba despre hormoni și despre cum ne fac ei să ne simțim. Și să începem. Prima fază a ciclului menstrual, evident, ghiciți ce este, menstruația, care ține din ziua 1 a menstruației până în ziua 7 și e perioada în care avem cea mai puțină energie, simțim nevoia să ne odihnim, să avem parte de liniște și, practic, atunci nivelul nostru hormonal este destul de scăzut și trebuie să ținem cont de treaba asta și să ne luăm o pauză și să ne punem sarcini cât mai ușoare în această perioadă. Pentru mine a fost foarte important să aflu treaba asta. Cea de-a doua etapă, și anume faza foliculară, din ziua 8 până în ziua 14, este faza în care ne crește nivelul de estrogen și avem foarte multă energie să facem lucruri, suntem foarte creative și treaba asta ne ajută să ne planificăm, practic, cele mai grele sarcini din lună. Cele mai grele task-uri atunci e recomandat să le avem în zilele acestea și să ne axăm pe tot ce înseamnă zona aceasta de productivitate, creativitate, proactivitate. Toate lucrurile astea sunt perfecte pentru perioada aceasta și mă simt așa ca Neti la horoscop puțin și bineînțeles că putem să începem și proiecte noi. Cea de-a treia fază, stați că am uitat cum se numește, faza ovulația, evident, mă uit aici pentru că mi-am notat, sunt foarte multe informații. Din ziua 15-21 este perioada în care estrogenul și testosteronul cresc foarte mult și acești doi hormoni ne ajută să ne exteriorizăm mult mai mult și anume testosteronul ne ajută să fim mult mai extrovertite și nivelul mare de estrogen ne ajută să fim foarte proactive. Este o perioadă în care simțim nevoia să colaborăm, să lucrăm în echipă, să practic să avem cât mai multe conversații și să ne exteriorizăm cât mai mult. Iarăși o perioadă foarte bună pentru proactivitate. Și ar mai fi perioada 22-28, faza luteală, unde apare și sindromul premenstrual. Aici ne scad ceilalți hormoni și ne crește progesteronul, care ne predispune la introspecție, pentru că acest progesteron ne încetinește ritmul, ne ajută să fim un pic mai reflexive, suntem mult mai emoționale. E o perioadă în care trebuie să încetinim ritmul, trebuie să ne punem sarcini mai ușoare și să ne axăm pe a avea grijă de noi și a ne axa pe ce simțim noi, ce se întâmplă cu noi. E o perioadă de introspecție, așa cum am zis. Deci iată cum din acest trend am înțeles eu cum funcționează fazele, practic, hormonilor, fazele ciclului menstrual, cycle syncing, și cum putem să ne maximizăm productivitatea în funcție de aceste perioade ale lunii, să zicem. Pe mine mă ajută foarte mult. De exemplu, eu sunt acum în faza 1, la mine este puțin ciudat, pentru că eu în faza 1, și anume zilele 1, 7, am foarte multă energie, deci e puțin diferit la mine, dar uite, încep să învăț mai multe lucruri despre mine și vă invit și pe voi să faceți asta. Bun, să mergem mai departe cu următorul trend. Un alt trend sunt, bineînțeles, superalimentele despre care v-am tot povestit, dar și suplimentele alimentare și cel mai în focus în continuare este vitamina D. Și știți, cred că deja, pentru că în contextul pandemiei, cred că multă lume s-a documentat că vitamina D ne ajută foarte mult cu infecțiile respiratorii de tip răceală, gripă și așa mai departe. Ne întărește sistemul imunitar și ne ajută chiar și cu depresiile sezoniere și suplimentar chiar ne ajută cu boli ale oaselor, cum este, de exemplu, osteoporoza, pentru că ne ajută să absorbim mai bine calciul. Sunt și alte beneficii, doar că încă sunt studii care se fac și atunci nu am vrut să le aduc în discuție. Am spus așa câteva lucruri despre care știu că există studii concludente.
Ce este important să știți, un lucru pe care l-am aflat și eu, este important ca vitamina D, practic cele mai de calitate suplimente alimentare ce conțin vitamina D, au împreună și vitamina K2, care ne ajută să maximizăm și să absorbim cât mai mult din această vitamină și, din câte am înțeles, ar trebui să consumăm, să luăm practic vitamina aceasta împreună cu cea mai consistentă masă din zi, tocmai pentru a maximiza absorpția și tot așa. Deci, da, e important să aruncăm un ochi și asupra suplimentelor alimentare, având în vedere că valorile nutriționale ale alimentelor din ziua de astăzi sunt din ce în ce mai scăzute. Eu, de exemplu, mă orientez către produse bio de la Lidl atunci când merg, pentru că știu că au valori nutriționale mai crescute și vă recomand și vouă asta. Și ce, iarăși, este foarte important, să nu luați vitamine chiar așa de capul vostru și suplimente alimentare. Nu recomand să luați în cantități mari și fără recomandarea medicului. De exemplu, eu am câteva pe care le iau, dar nu exagerez, sunt câteva de bază, cum am spus, acest calciu cu vitamina D și K2, magneziu, beurile și omega-3. Cam asta consum iau. Eu n-am mai luat o perioadă și acum o să încep iarăși să iau, pentru că nu e bine să iei tot timpul, pentru că poți ajunge la excese care creează și ele probleme. Deci de aceea atenție la ce consumați. Și cam acesta a fost trend. Am avut recent o cremă pe bază de CBD, tocmai pentru că am observat că există un întreg trend cu tot ce presupune produse pe bază de CBD. Am văzut alimente, produse de îngrijire, produse cosmetice, ceaiuri pentru țigara electronică, tot felul de uleiuri, sunt o groază de variante. Și nu e întâmplător treaba aceasta, pentru că este un produs cu foarte multe beneficii. Îngrijorarea pe care poate am mai auzit-o și la alte persoane este că totuși CBD este legal, el este practic are ca substanță activă cannabidiolul, care este perfect sigur și legal, și nu conține THC-ul, care este substanța proactivă, practic care nu ar fi legală și nu o conține. Niciunul dintre produsele comercializate nu conține așa ceva. Și atunci este un produs sigur și legal, și nu doar că este sigur, ci are foarte multe beneficii pentru sănătate, și mă gândesc serios să includ și eu poate uleiurile sau să găsesc o variantă, pentru că ajută foarte mult cu anxietatea și stresul, ceea ce m-ar ajuta foarte mult și pe mine, ajută pentru un somn mai bun, ajută să ne îmbunătățim concentrarea și memoria, ne ajută inclusiv cu sistemul imunitar, cu circulația sângelui, ne echilibrează balansul dintre colesterolul bun și cel rău. Sunt foarte, foarte multe beneficii ale CBD-ului. Vă invit să dați și voi acolo un search pe Google să vedeți despre ce este vorba. Și o să vedeți foarte multe produse și anul acesta. Este un trend care știu eu că există, cred că a început de prin 2019 tot trendul acesta. Și a continuat și este în continuare în atenția noastră și vă recomand să dați și voi un search să vedeți despre ce este vorba și dacă vi se potrivește. Acesta a fost cel de-al 8-lea trend și acum trecem la următorul, și anume cel de-al 9-lea. Următorul trend mi este destul de cunoscut, cred că l-ați văzut și voi peste tot pe Instagram, se discută foarte mult despre treaba asta, și anume body neutrality. Poate vă este mai cunoscut termenul de body positivity și poate chiar și cel de body neutrality. O să le explic pe ambele. Body positivity se referă la faptul că toate corpurile sunt frumoase și că ar trebui să le acceptăm în toate formele lui, cu toate imperfecțiunile lui, și să ne detașăm de standardele de frumusețe și de cultura dietelor, care există foarte pregnantă în ziua de astăzi. Doar că acest, să zicem, acest curent a fost destul de criticat. Și de ce? Pentru că există acest Fat Acceptance Movement, care cumva luptă împotriva discriminării persoanelor cu o greutate mai mare. Și treaba asta a fost destul de criticată pentru că nu se ține cont de faptul că dacă tu te accepti așa cum ești, nu știu, cu o greutate mai mare, e vorba de obezitate, asta înseamnă că, practic,
cumva nu ai în vedere și condițiile medicale care vin la pachet cu greutatea mai mare și treaba asta este destul de criticată și pot să înțeleg și de ce. Și un alt aspect care iarăși este destul de criticat este faptul că practic acest curent pune presiunea pe tine de a te iubi tot timpul și poate nu reușești să ai o stimă de sine super crescută tot timpul. Deci este foarte mare accent pus pe self-love așa în fiecare zi, tot timpul eu îmi iubesc corpul. M-am uitat la un moment dat la niște clipuri, n-aș putea să vă dau sursa pentru că am văzut mai multe și cumva mi-am format o părere despre acești influenceri care practic sunt plus size și sunt foarte criticați de comunitățile lor în momentul în care, nu știu, poate își fac o schimbare, încearcă să pierd din greutate, poate chiar nici nu își propun și reușesc prin mânca sănătos, să zicem. Și sunt criticați ca fiind ipocriți, pentru că încep să fie influențați de cultura dietelor și așa mai departe. Când poate chiar asta își doresc, poate nu se mai simt bine în corpul lor, poate le afectează sănătatea. Și iarăși nu mi se pare un lucru tocmai pozitiv și constructiv. Poți să fii body pozitiv chiar dacă slăbești. Tocmai. Cred că cei care cred cu adevărat în acest curent ar trebui să susțină dacă vine dintr-o dorință sinceră a persoanei respective. Mai departe, body neutrality este complet diferit. Se referă la a-ți accepta și a-ți privi corpul cu recunoștință pentru ceea ce poate el să facă pentru tine, pentru toate abilitățile pe care le are, nu știu, pentru că e sănătos și poți să mergi, pentru că ai mâinile funcționale și te ajută să gătești, să atingi, să simți și tot așa. Deci presupune așa o parte mai funcțională, să apreciezi nu partea exterioară, ci cu ce te poate ajuta corpul să ai o viață normală și fericită. Cam despre asta este body neutrality și partea pozitivă a lui este că ia de pe noi presiunea aceasta de a ne iubi corpul tot timpul și a-l privi într-o manieră neutră și cu recunoștință până la urmă. Ce cred eu este că ambele pot fi pozitive pentru noi, ambele curente nu înseamnă că eu vreau să fiu un tabăr A sau un tabăr B. Eu cred că, da, trebuie să încercăm să ne iubim cât mai mult corpul și să ne-l acceptăm și să-l considerăm frumos pe cât putem, dar să nu creăm din asta o presiune extremă asupra noastră și în același timp, cred că, da, majoritatea zilelor ar trebui să apreciem că suntem sănătoși și să nu uităm câte lucruri minunate face corpul nostru pentru noi. Eu cred că amândouă pot fi integrate în stilul nostru de viață, într-o măsură mai mică sau mai mare în funcție de cum arată zilele noastre. Și da, într-adevăr, nu sunt de acord cu ideea aceasta de promovarea obezității. Și mai degrabă de, da, să nu discriminăm obezitatea și să-i ajutăm pe acești oameni să aibă un stil de viață sănătos. Nu să punem presiune pe ei să arate într-un anumit fel, ci pur și simplu să fim acolo și să-i acceptăm și să, da, să ne asigurăm că sunt sănătoși. Și asta cred și așa văd lucrurile. Cam asta ar fi cu trendul acesta. Ultimul trend de sănătate despre care vorbim este intuitive eating. El se referă la a renunța la, nu știu, a ne cântări alimentele, obsesiv, la a ne calcula caloriile, la a ne uita în detaliu la ingrediente și știți la ce mă refer, toate aceste lucruri, și la a ne axa pe a ne bucura de mâncare și pe a face ceea ce simțim că are nevoie corpul nostru. Sunt câteva lucruri de care ar trebui să țineți cont dacă vreți să adoptați acest stil de alimentație și cred că primul și cel mai important este să vă respectați și să vă acceptați corpul, se leagă de ce am discutat și mai devreme, și anume să înțelegeți că forma corpului vostru este diferită, că nu vă ajută să aveți așteptări nerealiste legate de el și că ar trebui să-l iubiți și să-l acceptați pentru ceea ce poate el să facă pentru voi. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l faceți dacă doriți să adoptați acest stil de alimentație. Iarăși, în continuare, un lucru important este să vă detașați de tot ce înseamnă standarde de frumusețe și diet mentality, toate aceste diete și presiunea de a arăta într-un anumit fel, de a slăbi sau a ne îngrășa pentru a ne potrivi cu ceea ce societatea crede că e acceptat, că e apreciat și așa mai departe. E un lucru important de care trebuie să ținem cont. Ce presupune, practic, intuitive eating? Presupune să ne onorăm și să ne ascultăm foamea. Practic, să ne alimentăm atunci când simțim nevoia să o facem.
și să nu mai demonizăm alimentele, adică să consumăm ce simțim în momentul respectiv. Bineînțeles, disclaimer, asta nu înseamnă că o să consumăm doar fast food sau alimente nesănătoase. Dar nici să demonizăm, adică eu nu mănânc cartofi prăjiți niciodată pentru că au calorii. Nu, dacă simți nevoia la un moment dat să mănânci, să o faci. Dar, bineînțeles, în cantități potrivite. Și aici vine un alt aspect. Este important să ne ascultăm corpul și să fim atenți la ce ne cere el. Nu știu, poate vi s-a întâmplat și vouă când ne așezăm la masă cu farfuria în față, cât din masa respectivă mâncăm pentru că ne este cu adevărat foame și cât mâncăm pentru că ne este poftă. Cred că e undeva jumătate-jumătate procentul. Și de aceea eu cred că este important să mâncăm mai încet și să ascultăm mai mult ce simțim. Și aici este un alt aspect foarte important, să facem din mâncat o experiență, să ne bucurăm de fiecare gust. Cred că și Mihaela Bilic spunea, luați o bucățică din ceva și bucurați-vă intens de gustul acela și o să vedeți că vă trece foarte mult pofta și o să mâncați mult mai puțin. Deci eu spunea, ai nevoie de o îmbucătură ca să-ți satisfaci o poftă, pentru că a doua e la fel. Mănânci același lucru. Asta e foarte important, să mestecăm suficient, să mâncăm încet și să ne bucurăm de fiecare aromă și gust pe care îl simțim. Un alt aspect destul de important, zic eu, este legat de mâncatul emoțional. Intuitive eating nu se referă la a mânca atunci când suntem stresați, să zicem. Adică dacă tu știi că mănânci compulsiv, dacă tu mănânci pe bază de stres și tot așa, acela nu este intuitive eating și, da, trebuie să încerci cu bunătate și cu răbdare să rezolvi acele lucruri și să-ți asculți corpul și vei vedea că el, de fapt, are alte nevoi, poate nevoie de afecțiune, poate alte nevoi pe care prin alimente nu le poți rezolva cu adevărat, ci este doar o soluție de moment care pe termen lung îți face chiar mai mult rău. Și un alt lucru legat de mișcare, pentru că intuitive eating vine și cu asta la pachet. Dacă înveți să-ți asculți corpul, o să înveți și să-l asculți în sensul că să vezi nevoia lui de a fi dinamic, de a se mișca și anume să renunți la această tendință de a face sport excesiv pentru a arde calorii, pentru a scăpa de greutate și să începi să iubești și să apreciezi sportul pentru ce poate el să facă bun pentru corpul tău și pentru cum te face să te simți în corpul tău și nu pentru câte kilograme sau calorii arzi în momentul antrenamentului respectiv. Și cred că asta ajută foarte mult să-ți găsești și tipul de mișcare preferat. Sunt curioasă care dintre cele 10 trenduri vi se par utile și ușor de implementat sau doriți să le implementați în viața voastră. La mine majoritatea mi se par, pentru mine majoritatea mi se par super utile și de aceea le-am și prezentat ele. Eu am văzut mai multe, dar am vrut să le prezint pe cele care sunt relevante pentru mine și mi s-au părut interesante, poate și pentru voi. Până data viitoare, aștept acolo un subscribe, vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem cu următorul video.